A fost un episod care, practic, din punctul meu de vedere, din exterior, a bulversat un pic poziția ta în club. Și nu l-am înțeles nici până în ziua de astăzi și îmi pare bine că m-am uitat dimineață și l-am revăzut și aș vrea să te întreb dacă vrei să vorbești despre episodul Cârtița. Ai fost numit Cârtița din vestiarul CFR-ului. Omul care a spus lui Mureșan că 4 jucători din echipă au fost contactați de Steaua înainte de un meci. Asta e o prostie. Nu e adevărat. Nu că nu e adevărat. Eu am fost contactat. Ce s-a întâmplat atunci? Așa. Atunci am fost contactat de cineva. Da. Și a fost o chestie că, bă, Romică, știi că e meci greu, că ar trebui să o lași mai ușor. Și eu zic, bă, tu glumești, ce ești nebun la cap. Cineva din apropierea Stelei, din tabăra Stelei sau din anturajul echipei? Nu. Era un prieten, dar era din fotbal. Aha, ok. Persoana respectivă. Ok. Și a venit să zică, bă, Romică, că știi, că nu știu ce, că uite, că ești tânăr, că hai, că... Și zic, bă, te rog frumos, nu mai. Eu, prima dată când mi-a zis, am luat-o ca pe o glumă. Zic, bă, lasă că ăsta vorbește prostii. Ei, a venit și a doua oară, și a doua oară mai concret. Și zic, bă, te rog frumos, nu mai, lasă-mă în pace, că mă duc și zic la președinte. Zic, ești nebun, lasă-mă, că mă pui într-o situație penibilă. Cu cât timp înainte de meci se întâmplă asta, Romică? Asta nu mai țin. În săptămâna care era. Ok. Așa. Ei, și atunci m-am dus și am spus președintelui, bă, uite, a venit cineva și mi-a zis treaba asta. Și m-a rugat să-i zic numele, nu i-am spus. Asta a fost toată discuția mea. Aha. I-am zis, vezi, ca ulterior, ce discuție avusesem, ulterior s-au auzit alte discuții, aia a fost altceva. Că am înțeles că a fost sunat de la București. Că Anca, Jula, Minteoan și Coroian erau alți 4 jucători care ar fi fost sunați. Ăștia, eu nu puteam să vorbesc de ei. Erau frații mei. Eu ieșeam cu ei la grătare, De asta s-au și supărat băieții pe mine. Nu, eu nu am zis absolut nimic. Deci băieții au fost supărați pe tine după episodul ăsta, pentru că presa a scris. Asta a fost nuanța din presă. Presa a scris pentru că a scris prostii. Eu un singur lucru am făcut. Eu am fost contactat, fiind tânăr, eu n-am vrut să niciodată, fiind corect și asta, și m-am dus și înspre președintele. Bă, uite, asta mi s-a întâmplat. Cum vezi tu situația? Și după aia s-au creat că s-au auzit discuții, pentru că asta e România. Da. E telefonul fără fir. Unul vorbește ceva și se aude altceva. Ok. Și n-am vrut. Eram și panicat. Adică nu te aștepți la o chestie de genul ăsta. Eu aveam 21 de ani. Da. Și de atunci, după episodul la care a fost, n-am mai sunat unul dat în viața lui. Și mai bine au făcut, dorm liniștit și nu mă doare cap. Mă scuzați.